Situația privind focarul de hepatită A din cartierul Similasca de pe strada Alea Grădinilor s-a agravat în numai 5 zile. De la cele 33 de cazuri înregistrate săptămâna trecută, astăzi numărul copiilor îmbolnăviți a ajuns la 55. Până la acest moment au fost vaccinați peste 100 de copii, iar procesul de imunizare împotriva bolii mâinilor murdare continuă. Este o morbiditate care, după activitatea pe care am desfășurat-o prin măsurile imunoprofilactice, deci am reușit să vaccinăm 117 copii până în prezent și vaccinarea continuă, o considerăm chiar foarte bună, având în vedere când în școală am înregistrat la un efectiv de 663 de copii doar 10 îmbolnăviri și în grădiniță la peste 130 de înscriși doar 3 îmbolnăviri, deci ne era teamă de colectivități, dar să zicem că riscurile au scăzut foarte mult. La ora actuală, noi, așa cum am mai precizat, continuăm imunizarea copiilor investigați și aflați seronegativ în cadrul investigației serologice și, în paralel cu secția de boli contagioase, izolăm, atunci când e cazul, persoanele care se prezintă în mod activ la consultație. Situația în comunitate este ameliorată din punct de vedere al condițiilor sanitare. Se va asigura o continuitate în ridicarea deșeurilor din această zonă. Ele constituie un factor favorizant în transmiterea infecției și sperăm că lucrurile să rămână ca și morbiditate la un nivel foarte scăzut. Să ne aducem aminte că în Alea Grădinilor locuiesc peste 300 de persoane, iar că la ora asta am totalizat un număr doar de 55 de îmbolnăviri. În prezent, la secția de boli contagioase a Spitalului Județean sunt internați 20 de pacienți care vor fi externați în zilele ce urmează, cu recomandarea de a nu părăsi domiciliul pentru o perioadă de 21 de zile. Orice persoană suspectă ca purtătoare a virusului a făcut analizele ce se impun în această situație. În comunitate există o singură sursă de apă de unde se alimentează toți cei peste 300 de oameni. Primul caz de hepatită A a fost înregistrat la sfârșitul lunii septembrie.